Bună tuturor, bine ați venit sau ați revenit pe Ascult și Citesc. Ca de obicei, sunteți aici cu mine, cu Loredana, în fiecare sâmbătă la 12, pentru a povesti și a ne recomanda unii altora cărți. De data aceasta am ales să vorbim despre scriitoare, pentru că tot vine 1, 8 martie. Am ales să vă arăt 9 scriitoare din biblioteca mea, care mi-au plăcut mie foarte mult. Cumva, după prima carte pe care am citit-o de la fiecare scriitoare în parte, am zis: bun, eu o să cumpăr orice carte apare de la această scriitoare. Știți bine, dacă mă urmăriți de ceva timp, am destul de puține femei care scriu în biblioteca mea. Predominant sunt bărbații. Cu toate acestea, cum văd o carte în librărie scrisă de una dintre autoarele pe care vreau să vi le arăt azi, o cumpăr. Am cumva încredere că o să-mi placă. Pentru că mi-au plăcut cel puțin 2 cărți scrise de aceste autoare foarte mult și atunci am încredere că o să-mi placă și următoarea. Sigur, se întâmplă să nu-mi placă la fel de mult, dar cu toate acestea am încredere și le cumpăr cărțile atunci când le văd în librării. Așadar, hai să trecem la treabă. Haideți să începem cu Tracy Chevalier, pe care la un moment dat, cred că prima oară când am vorbit într-un vlog despre această autoare, am crezut că e bărbat și am spus că este bărbat. Dar noroc meu că există oameni care mai îmi spun una alta și mi-au atras atenția și atunci am văzut că este vorba despre o femeie. Eu am ales să vă arăt 2 cărți pe care le-am și citit cumva cam în aceeași perioadă, adică mi-a plăcut foarte mult Fata cu cercel de perlă. Cumva este, cred că, cea mai cunoscută operă a sa. A fost și ecranizat acest roman în 2003 cu Scarlett Johansson în rol principal și pentru că mi-a plăcut cumva foarte mult povestea asta, am citit la distanță de maxim o lună și Făpturi uluitoare, care mi-a plăcut de asemenea foarte mult. Și atunci am zis să vă recomand cele 2 cărți scrise de Tracy Chevalier. Nici nu știu dacă am mai vorbit în ultimul an despre această autoare sau despre aceste cărți, așa că era cazul să vi le reamintesc în caz că nu sunteți aici din primul meu an de BookTube. Da, Tracy Chevalier, Făpturi uluitoare și Fata cu cercel de perlă. Merită amândouă să le citiți, în caz că n-ați făcut-o încă. O mai avem aici și pe Parinuș Sanie, despre care cred că v-am povestit ultima oară în vlogul cu povești din lumea islamică. Revin la această autoare, am citit între timp și Cel care mă așteaptă, însă, nu, Cel care mă așteaptă aici, Cei rămași și cei plecați am citit ultima oară, dar rămân la primele 2 pe care le-am citit și care mi-au plăcut mie mai mult. Cei rămași și cei plecați a fost ok, dar nu atât de bună ca acestea 2, și anume Cel care mă așteaptă și Tatăl celuilalt copil. Și în cazul lui Parinuș Sanie, cumva am citit la fel ca în cazul lui Tracy Chevalier, cărțile cu aproximativ una după alta, adică la distanțe scurte, pentru că la fel mi-a plăcut super mult prima și atunci am zis asta a fost prima, Tatăl celuilalt copil și pe urmă Cel care mă așteaptă, dacă țin bine minte, pentru că s-a întâmplat acum mai bine de 5 ani și da, mi-a plăcut super mult și am zis ok, le citesc și pe astea. Și când am văzut în librărie și cei rămași și cei plecați, am zis trebuie să o cumpăr și pe asta. La fel, cumva se întâmplă la fiecare autoare pe care vă arăt eu aici. Cum văd o carte scrisă de una dintre ele în librărie, zic ok, trebuie să o am și pe asta. Știu că Parinuș Sanie, de câte ori am vorbit despre această autoare, multe dintre voi, în primul rând femei, mi-ați spus că ați citit măcar o carte și că v-a plăcut foarte mult, ceea ce mă bucură. Dacă aveți voi și alte recomandări care v-au plăcut foarte mult scrise de această autoare sau de oricare alta pe care vă arăt astăzi aici, vă rog eu scrieți în primul rând pentru mine ca să apuc să cumpăr și alte cărți scrise de aceste femei. Oricum mai am, inclusiv la Tracy Chevalier, mai am în bibliotecă încă romane pe care nu le-am citit, dar o să o fac. Trecem la Sarah Gruen și am 2 cărticele foarte drăguțe, la fel n-am mai povestit de mult despre ele și
Și mă bucur cumva că mi-am reamintit și eu de cărți, de poveștile astea și devin așa un pic melancolic atunci când vă arăt niște cărți care mie mi-au plăcut atunci în momentul în care le-am citit. De la Sarah Gruen am ales Apă pentru elefanți, cred că aceasta este cea mai cunoscută pentru că are și un film de succes. Am văzut și eu și filmul și am citit și cărticica și... E foarte, foarte frumoasă povestea. Și am ales și La marginea apei. Eu cumva pe aceasta am citit-o prima, pentru că Apă pentru elefanți nu prea o găseam pe stoc. Sau nu se mai publica atunci, nu știu care a fost faza, dar foarte greu am găsit-o și m-am bucurat când am căutat-o cumva vreo două luni, tot intram pe librărie online și o găseam doar pe aceasta, așa că am cumpărat-o pe asta și după aia pe aceasta și le-am citit amândouă. Mi-au plăcut ambele și la fel, cred că dacă aș mai sta acum să caut prin librării și online, aș fi curioasă să mai văd și alte povești scrise de această autoare. Mi se par oricum povești pe care le poate citi oricine, sunt simple, dar frumoase. Aceasta este cumva o ficțiune istorică și aș putea spune că la mine n-are cum să nu-mi placă un roman de ficțiune istorică, iar cred că la acesta am văzut mai întâi filmul, dar îmi doream cumva foarte mult să citesc și cartea și a fost foarte interesant. Mai ales că este vorba despre un circ, toată povestea asta și... Evident că în circ sunt implicate și animale, eu sufăr când e vorba despre animale, despre elefanți, adică autoarea s-a inspirat cumva și din fapte reale, inclusiv povestea unei dintre elefanții din acest roman, care da, e tragică, e o poveste reală, dar asta, vedeți, vă spune cumva la finalul cărții și atunci nu vreau să vă dau eu spoilere, dar poate că ați văzut filmul. Ați văzut filmul, v-a plăcut, vi s-a părut interesant, că mie mi-a plăcut foarte mult și filmul și cartea. Da. Sarah Gruen, La marginea apei și Apă pentru elefanți. Înseamnă ceva pentru Sarah Gruen, apa. Bine, înseamnă pentru toată omenirea apa, că fără apă nu trăim, dar trecem mai departe, Loredana, lasă tu filozofia, că ajungem la Zeruia Shalev. Cred că despre Zeruia Shalev nici nu știu dacă v-am vorbit vreodată. Sigur, poate atunci când, la un book review, când am citit cărțile. Dar avem așa, durere și viața amoroasă am ales eu. Mie mi s-au părut cumva povești destul de puternice, de dure cumva. Mi-a plăcut mai mult, recunosc, Durere, dar a fost și primul roman pe care l-am citit scris de... Oh, Durere, exact, Durere, cartea Te lovește, e cu durere, de această autoare. Și mai am în bibliotecă încă o carte, nu vine titlul acum în minte, dar... Da, nu contează. Deci mai am o carte de Zeruia Shalev pe care vreau să o citesc, e pe TBR. Mai departe o avem pe Ruta Sepetis și prima carte pe care am citit-o eu scrisă de aceasta este Printre tonuri cenușii, o carte pe care am descoperit-o datorită vouă. Mi-ați recomandat-o acum vreo 2 ani, cumva mai pe la începuturi și mi-a plăcut super mult. Încă o dată avem o ficțiune istorică și eu ador ficțiunea istorică și încă o ficțiune istorică, o mare de lacrimi. Mi-am amintit cumva de Ruta Sepetis pentru că în ultimele 4-5, în ultimele luni când am mers într-o librărie, mi-a tot sărit în ochi ultima sa apariție și de fiecare dată am pus mâna pe carte și am zis o să o cumpăr pentru că vreau să o citesc, dar am zis stai că mai am foarte multe necitite și m-am abținut cumva eroic, dar o am încă în cap, îmi stă cumva pe creier, n-ai cumpărat încă decembrie 1989, n-ai cumpărat decembrie și știu că o să o fac la un moment dat. Despre senzația asta încercam să vă explic eu la început, că atunci când văd, la fel cum s-a întâmplat și cu Ruta Sepetis, îmi stă pe creier faptul că nu am cumpărat decembrie 1989, dar o să o fac. Cumva așa se întâmplă cu fiecare scriitoare pe care vă o arăt aici. Îmi stă pe creier. Văd o carte în librărie și sunt o să o cumpăr. Clar, nu, poate nu acum, nu azi, nu mâine, nu peste o lună, dar peste 2-3, un an o să o fac. Da. Ruta Sepetis, Printre tonuri cenușii și O mare de lacrimi. Cel mai mult mie mi-a plăcut Printre tonuri cenușii, dar iarăși e prima întâlnire cu Ruta Sepetis.
Așadar, e vorba de sfârșitul șoaptelor decembrie 1989, scrisă de Ruta Sepetys, ultima apariție despre care vă povesteam. Mie mi-a rămas în cap de pe copertă doar decembrie 1989, cumva aia m-a atras, dar de fapt titlul este Sfârșitul șoaptelor, decembrie 1989. Mi s-a părut interesant faptul că o autoare dintr-o altă țară a fost atât de interesată de ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89 aici în România și a scris o poveste. Chiar vreau să văd cum văd alții din afară Revoluția din 89. Pentru că Ruta Sepetys, în general, din câte am citit eu și la celelalte cărți, îi place foarte mult să se documenteze, de aceea și scrie, în general, ficțiune istorică și mie îmi plac autorii care, atunci când scriu un roman, se documentează foarte mult, pentru că atunci când e vorba de ficțiune istorică, nici n-ai cum să scrii altfel, fără să te documentezi și să vezi ce s-a întâmplat mai exact. Trecem la Maia Lunde. Nici despre Maia Lunde n-am mai vorbit de foarte mult timp. Eu am descoperit-o prin Istoria albinelor, o carte pe care am primit-o cadou. Nu, n-am primit-o cadou. Cred că o colegă, o prietenă a primit cartea și mi s-a părut super interesant. Nu neapărat titlul, pentru că titlul m-a dus cu gândul, băi, o să citesc o carte, documentar despre albine, nu m-a atras neapărat asta, însă în perioada respectivă repetam la un spectacol care se numea Albina din capul meu și mi s-a părut mie trebuie să am cartea cu istoria albinelor dacă tot joc o albinuță, între ghilimele. Nu jucam chiar o albină. Și după ce am văzut ce scrie pe spate și am înțeles că titlul l-am înțeles eu greșit și că nu este vorba despre o documentare despre albine, e pur și simplu un roman de ficțiune foarte bun, după părerea mea, cu trei povești din trecut, prezent și viitor. Ce se întâmplă în caz că dispar albinele din viața noastră? Am zis, bun, a fost foarte bun. Din punctul meu de vedere, a fost foarte bun și de aceea îl recomand cum prind ocazia. Și după ce am citit Istoria albinelor, am zis, bun, eu trebuie să mai citesc orice scrie Maia Lunde, așa că mi-am luat și Istoria apelor. Sigur, probabil că îmi place mie mult ce face Maia Lunde, pentru că ea scrie distopii și eu iarăși ador distopiile. Și atunci am citit și Istoria apelor și mi-am luat și Ultimii cai din stepă, dacă țineți minte, pe care sunt super curioasă să o citesc. La fel, cum anul trecut, cred, când am văzut că a apărut în librării Ultimii cai din stepă, am cumpărat-o. Sigur, n-am citit-o încă, dar pur și simplu ideea că trebuie să le am în bibliotecă, că poate azi sau mâine vine chef să citesc cartea respectivă. Da, așadar, Maia Lunde este, după părerea mea, o autoare pe care nu prea văd la cititorii din România, cel puțin n-am prea văzut nici pe Bookstagram, nici pe BookTube, niciunde, și atunci trebuia să o mai readuc în atenția voastră, să nu uitați că mai există și Maia Lunde, în caz că vreți să încercați cărți distopii bune și foarte bune. Guzel Yakhina, la fel, este o autoare, am citit prima oară Zuleia deschide ochii. Carte super recomandată de voi, la fel, acum vreo 2 ani. Și v-am ascultat și foarte bine am făcut. După ce am citit Zuleia deschide ochii, am zis, oho, stați un pic, că eu vreau să mai citesc ce scrie Guzel Yakhina. Am cumpărat și Copiii de pe Volga, am citit-o și pe aceasta și cred că tot anul trecut am cumpărat și Trenul spre Samarcand. Da, Trenul spre Samarcand. La fel, am zis, băi, când apare o carte scrisă de Guzel Yakhina, eu am încredere și o cumpăr. Ambele au fost super bune, cu povești puternice, cu un puternic impact emoțional. Zuleia deschide ochii a fost prima carte pe care am citit-o, dar a fost cumva ciudat pentru mine. Începe super brusc, în forță, pe urmă, dar mi-a trebuit cumva puțin timp, mi se părea că merge greu povestea, nu, povestea pentru mine. Avea cumva acțiune, se întâmplau lucruri, dar am intrat greu în lumea lui Guzel Yakhina, dar după ce am intrat, după cât vedeți, apare în acest vlog, pentru că oricând vedeți o carte scrisă și de această autoare, vă rog să-mi spuneți. Cred că de asta am cumpărat ultimul Tren spre Samarcand, pentru că
mi-ați tot scris, am mai spus asta în alte vloguri, că vreau să cumpăr orice carte apare scrisă de Guzel Iahina, și mi-a spus, vezi că ai apărut aia, cumpără. Chiar mă bucură faptul că sunteți super atenți și mă și anunțați, pentru că eu de multe ori sunt în urmă un pic cu veștile și datorită vouă îmi cheltui banii. Copiii de pe Volga și Zuleia deschide ochii. Ambele super bune, alegeți voi. Și de-abia aștept să văd și ultimul tren spre Sa, sau trenul spre Samarcand. De ce nu pot să rețin un titlu? Dacă n-am citit încă o carte, nu rețin neapărat titlul respectiv. Da. Ajungem și la Heather Morris. Evident că am început cu Tatuatorul de la Auschwitz, o carte care atunci, în momentul ăla, era atât de populară încât cred că am găsit-o greu. La fel și la cartea asta, am stat pe site-uri și librării să o prind pe stoc. Toată lumea o cumpăra. Și am prins-o și eu și am citit-o și am zis, bun, trecem și la Călătoria Cilcăi, care mie, deși am adorat Tatuatorul de la Auschwitz, pentru că eram și în perioada în care citeam foarte multe cărți care aveau foarte multe ani. Citeam destul de multe cărți care aveau legătură cu Auschwitz-ul și cu al doilea război mondial, însă, deși am adorat Tatuatorul de la Auschwitz, mi-a ajuns mai mult la inimă Călătoria Cilcăi. Nu știu de ce, mi s-a părut, poate pentru că intrasem deja în povestea din... Au un pic de legătură între ele, sigur, nu pot să o citesc și pe aceasta fără să o fi citit pe asta, dar au un pic de legătură între ele și atunci cred că eram deja atașată într-un fel. Dar mi s-a părut mai bunicică, nu știu, avea mai multe detalii, era mai bine conturată cumva. Da, sigur, aceasta este un bestseller, toată lumea a citit-o și toată lumea a adorat-o, dar din punctul meu de vedere e mai bună un pic Călătoria Cilcăi. Mi-am mai luat Trei Surori, da, mi-am amintit. Mi-am cumpărat și Trei Surori, la fel, când a apărut în România tradusă, am cumpărat-o. Încă n-am citit-o, dar am cumpărat-o. Ideea e că eu le cumpăr. Cum le văd, le cumpăr. Sigur, poate trece un an, poate trece doi, poate trece o lună până citesc cartea respectivă, dar pentru mine e important, așa, pentru sufletelul meu, să le știu eu în biblioteca mea, ca și cum se termină, mi le cumpără lumea și nu mai apuc eu să le citesc. Ajungem la ultima autoare și cred că este autoarea care are raftul cel mai mare din biblioteca mea. Este vorba de Margaret Atwood. Povestea mea cu Margaret Atwood e destul de ciudată. Prima carte pe care am citit-o eu scrisă de aceasta este Asasinul Orb, pe care am citit-o acum mai mulți ani și cred că acum vreo 2 ani am recitit-o fără să-mi dau seama că am mai citit-o odată. Pur și simplu am uitat că am citit-o și nu m-am prins nici când am început să o citesc. Mi-am dat seama aproape pe la jumate, zic, băi, îmi pare ciudat, parcă am mai citit și din primele pagini ceva mi se părea cunoscut, dar am zis, băi, mai seamănă poveștile între ele, știți și voi cum e, că atunci când încep să citești mai multe cărți, s-ar putea să mai semene pe aici, pe acolo, măcar începutul unui roman. Și mi-am dat seama doar când am observat că paginile nu se vedeau că nu mai sunt noi, că am citit deja, că am amprentele degetelor pe pagini și am zis, băi, stai un pic, am citit asta. Da, și am recitit-o totuși, am dus-o până la capăt și nu mi-a plăcut neapărat nici a doua oară când am citit Asasinul Orb, dar cu toate acestea am... I-am mai dat șanse, să zic așa, n-am avut reacția asta de nu mi-a plăcut cartea asta deloc, nu mai citesc nimic scris de Margaret Atwood. Sigur, probabil că vă prindeți că până în momentul de față cărțile mele preferate scrise de Atwood sunt Povestea Slujitoarei, of course, și Testamentele. Sunt două romane care au legătură unul cu celălalt. Și despre acestea v-am povestit anul trecut, oare? Anul trecut? Cred. Sau acum 2 ani. Nu, cred că anul trecut v-am povestit de... Nu, s-ar putea să fie mai mult de un an de când v-am povestit și v-am răspovestit și vi le-am arătat de prea multe ori, încât acum m-am uitat în bibliotecă și am zis, băi, hai să aleg altceva de la Atwood, că o să zică lumea, iar ne arăți Povestea Slujitoarei. Însă mi-am dat seama că n-am mai povestit de mult despre asta, pentru că pe Instagram am avut chiar săptămâna trecută o întrebare, ai citit Povestea Slujitoarei, cum ți s-a părut? Și în capul meu era, zic, Doamne, dar de atâtea ori am vorbit încât cred că nu mă mai suportați de câte ori am zis că a fost wow pentru mine Povestea Slujitoarei și pur și simplu aveam doar asta în bibliotecă și când am terminat-o de citit, în ziua în care am terminat de citit Povestea Slujitoarei, m-am dus până în librărie și mi-am luat și testamentele. Atât de obsedat am fost să văd ce se mai întâmplă.
Și mi-a plăcut și aceasta. Sigur, sunt diferite din punctul meu de vedere. Povestea slujitoarei e mult mai statică, pentru că pur și simplu avem doar povestea slujitoarei din perspectiva ei, scriind pe ascuns doar ce simțea ea, iar în testamentele povestea se întâmplă peste 10 ani de la încheierea poveștii slujitoarei, cred că aproximativ 10 sau 15 ani trec și cumva Galadul prinde putere și avem mai multe povești conturate, nu doar a slujitoarei. Super bune amândouă și serialul, până la un punct, da, a fost ce trebuie. Cred că s-ar putea să mai apară încă un sezon, dar deja mi-a trecut, adică s-a dus vibe-ul ăla, nu mai este atât de obsedată să stau noaptea să mă uit la povestea slujitoare. Mi-a trecut și îndrăgosteala de Max Mangela sau cum îl cheamă, așa că citiți mai bine cărțile, gata, am terminat-o cu serialul. Recomand acum doar cărțile. Eu am în bibliotecă și cele trei volume, la fel, o distopie cu Onyx și Craig, cred că se numește, are trei volume și... pentru mine alea sunt următoarele cărți scrise de Atwood pe care îmi doresc să le citesc, dar stați un pic să mă uit totuși la titlu să nu vă spun nebunii chiar așa mari. Deci, Oryx și Craig, Anul Potopului și încă una, nu știu, cred că Oryx și Craig e prima. În fine, nu știu care e ordinea, dar știu că sunt trei volume, le am pe toate trei pentru că am văzut că e o serie și am zis le cumpăr pe toate. Nu știu dacă faceți asta, dar eu când încep să-mi cumpăr o serie, cam doresc toată seria. Chiar dacă poate nu o să-mi placă, dar vreau să fie acolo. Dacă tot am luat primul volum, mai să fie și 2 și 3. Da, cam atât pentru astăzi. Acestea sunt cele 9 autoare pe care oricând o să prind ocazia, o să le cumpăr cărțile și o să le și citesc, evident că cine cumpără cărți doar așa ca să fie decor în bibliotecă. Mie mi-a plăcut acestea foarte mult, sunt super curioasă dacă voi ați citit ceva din ce v-am arătat eu, dacă v-au plăcut cărțile astea, dacă aveți și alte recomandări scrise de aceste autoare sau, evident, ce autoare v-au plăcut vouă foarte mult și ce cărți recomandați de la acestea. Sunt super curioasă pentru că eu chiar am nevoie de recomandări de genul acesta, că nu prea am atât de multe cărți scrise de femei în bibliotecă și mi-aș dori să am recomandări din partea voastră. Așa că vă mulțumesc încă o dată pentru fiecare recomandare în parte, pentru fiecare minut, pentru fiecare secundă pe care o petreceți aici cu mine. Dragi femei, să aveți o lună martie, o primăvară minunată, frumoasă, dragi mămici, să vă bucurați de copiii voștri și de cât mai multe lecturi frumoase și pe gustul vostru. Să aveți o primăvară frumoasă și voi, dragi bărbați, care ne faceți viața mai frumoasă, că fără voi, Doamne, ce ne-am face, vă doresc o primăvară minunată. La fel, să citiți și voi cât puteți, tuturor, mult soare și multă veselie și multă bucurie. Hai că a venit căldura, putem să citim și afară. Yay! O săptămână minunată, cu lecturi frumoase și de-abia aștept să văd recomandările voastre. Pop, pop. Pa!